pauza competițională. Mediașul pe teren cu Mandache, Lilov, Ivanović, Mladenović și Shelo. Mladenović sare acum la angajament, prinde Baraci. O pasă la alley-oop pentru Marcel Jones. Primele două puncte ale Piteștiului vin foarte spectaculos cu un dunk al lui Marcel Jones din pasa lui Baraci. Shelo pentru Mandache. Mandache pentru Lilov. 3 puncte pentru Lilov. Baraci, Jones blochează pentru Baraci și Mandache faultează. Primește Baraci, urcă acolo Kinlock pentru a-l ajuta pe Baraci, aruncă Jones, mingea nu vrea să intre în coș. Ivanović, Ivanović, semicârlic de dreapta, foul coș la Jones. Bună acțiunea, Jones nu-i poate face față lui Ivanović într-un duel sub panou. Nouă puncte pentru Ivan Ivanović în tur. Gini pentru Popović, Jones, Kinlock. Mladenović lângă el. Pătrunde Baraci, minge scoasă din dribling pe la spate. Repun piteștenii. Iată pătrunderea. A reușit Mandache să-i ciupească mingea. O intercepție acum a mediașului. Shiloh cel care a reușit intercepția. Lilov faultat. Repunere din spatele tușei de fund. Pune Mandache. Încerca Lilov să se demarce. Mandache are ceva probleme. A ieșit Ivanović. Aruncă de 3 puncte. Recuperează Mladenov. Slam dunk. Mladenović reușește să prindă această minge. Iată. Mingea a sărit departe la nivelul liniei de aruncări libere. Mladenović a fost acolo. Și a urmat slam dunk-ul. Kinlock. Acum Kinlock căpăcit de Mladenović. Kinlock se aruncă pe coș, ratează Kinlock. A prins Ivanović. În out, într-adevăr, Lilov cu ambele picioare nu și-a dat seama că este mult în afara terenului. Și cred aici că a fost și o greșeală a pasatorului. Nu-i pasezi cu echipierului când îl vezi afară. Jones pentru Gini, reprimește Jones. Baraci, Kinlock blochează pentru el, pătrunde Baraci și se duce până în coș. Are ritm meciul în acest prim sfert. Shiloh. Lilov întoarce la Mandache. Mladenović este liber la semidistanță. Mandache îl așteaptă însă pe Ivanović. Depășește Mandache frumos și se duce până în coș, am vrut să spun, însă a pus mingea alături, incredibil. Bună acțiunea lui Mandache, păcat de finalizare. Aruncă Popović, ratează, prinde Mladenović. Shiloh. Din nou recuperează ofensiv medieșenii. Abatere de pași a lui Lilov. Pe Marcel Center în prim plan mai devreme.
Mediașul, singura echipă românească care a reușit să iasă din grupele Euro Challenge. Mai mult decât atât, a făcut-o foarte frumos de pe prima poziție. Medieșenii însă în campionat sunt pe poziția 8-a. Piteștiul, câștigătoarea cupei anul trecut și a supercupei anul acesta, este abia pe poziția 11-a în campionat. Aruncă Mandache, ratează. O nouă recuperare ofensivă, Mandache, ajutat de Ivanovic. Primește acum Ivanovic, s-a demarcat bine, post-up, sare bine la capac Marcel Jones și este sancționat cu faul. Dacă vom avea o reluare, o să vedem mai clar ce s-a întâmplat acolo. S-ar putea să fi fost capac Doru Vina și arată faul. Eu cred însă că Jones a atins mingea. Mă bazez pe faptul că are o detentă foarte bună, este foarte exploziv. Ivanovic nu și-a protejat bine aruncarea, a încercat cu mâna dreaptă să arunce mâna dreaptă dinspre adversar. Dacă ar fi aruncat cu stânga, alta ar fi fost situația. Prima aruncare liberă, marcată de Ivanovic. O reușește și pe cea de-a doua. Gini, Albianic are dificultăți să se demarce. Se apără bine Ivanovic. Gini scapă mingea, Mladenovic interceptează. Shiloh pe contraatac. Coboară Mladenovic lângă el. Shiloh aproape să piardă mingea. Lilov, Popovic lângă el. Lilov, bună pasă la Ivanovic. Mladenovic primește și slam dunk cu lui Mladenovic. Excelentă acțiunea, foarte bună și pasa lui Ivanovic. Iată, sare la fentă Albianic, iar Mladenovic depășește inerul și reușește un reverse dunk. Frumoasă acțiune. Baraci pentru Albianic. Albianic la Kinlock. Kinlock, Iatușa. Kinlock blocat de Mladenovic. Foarte bine s-au apărat medieșenii. Ivanovic și Mladenovic l-au închis bine pe Kinlock. Popovic repune din spatele tușei de fund. O face până la Kinlock. Kinlock pătrunde, minge scoasă din dribbling. Iată-l pe Mandache, faultat de Albianic. Fault antisportiv, spun arbitrii. Se fluieră foarte des fault antisportiv. Am văzut și în partidele de ieri acest lucru. Haideți să revedem faza. Albianic bagă mâna la dribbling. Este contact. Da, după părerea mea, destul de repede s-a fărat antisportiv, ar fi putut fi un foul normal. Este timeout. De la ora 20 veți avea în direct și ultimul sfert de finală din Cupa României. Este vorba de partida Umovitel cu Cluj-Napoca versus CSM Oradea. CSM Oradea, liderul campionatului. Fault antisportiv așadar la Mandache, două aruncări libere și poziția de la centrul terenului din partea opusă mesei oficiale pentru Medieșeni. Mandache lasă la Shiloh. Coboară Shiloh,
Vine sus la blocaj Ivanovic, Mandache insistă să bage mingea la Mladenovic și bine face. Mladenovic se descurcă din nou perfect pe lângă Kinloch. Cel la 6 Popovici, Albianici, posiție pentru Pitești, mingea a fost atinsă de Ivanovici. Baraci bloca bine Kinloch. Baraci scoate la Popovici, pătrunde Popovici, stop shoot, a venit bine la dublaj Ivanovici. Piteștenii sunt în derivă, Mediașul controlează jocul în acest prim sfert. Lirov, Shailov. Pătrunde Shailov, lasă la Mladenovic. Mladenovic, fault ofensiv. A stat foarte bine Gini. Pe picioare în fața lui Mladenovic. Iată Fenta. A intrat Popa Calotă. Și Kinloch. Gini pentru Popovici. Baraci. Pleacă Baraci în pătrundere și este faultat. Este Shalo. Dungerski a intrat în locul său. Baraj se duce până în coș pe mâna puternică, mâna stângă. Dungerski anunță schema. Mandache. Apare foarte bine Ivanovici, aruncă de la semidistanță, extrema de forță de la media și are mână foarte bună. Ivan Ivanovici acum a ratat însă. Calotă. Lasă la Gini. Gini întoarce la Calotă. Calotă schimbă direcția frumos, întoarce la Popovic. Popovic pătrunde. Popovic a aruncat dezechilibrat, a avut un picior agățat acolo. Ar fi fost mai nimerită o pasă la Albianici, poate. Lilov scoate la Dungerski. Mandache. Dungerski la Ivanovic, căpăcit Ivanovic de Albianici din spate. Culege mingea Donte Gini. Gini pentru Calotă, intercepție a lui Mandache. Mandache, două puncte pentru Mediaș. ...17-8 pentru Mediaș. Popovici face fentă. Calotă iese la minge. Blochează acum Popovici pentru el. Calotă face fentă din nou. Popovici aruncă același... Ivanovic era în fața sa, din nou Popovic a ratat. Dungerski anunță schema. Are ritm acest prim sfert, cum spuneam. Controlator acum de Medieșeni, care joacă parcă mai clar. Lilov aruncă de 3 puncte din nou și scutură plasa. A doua reușită din afara semicercului pentru Lilov. Proaspăt venitul la media și spuneam în această pauză competițională. Lilov și Shailo, cele două achiziții ale Mediașului. Albianici, end-off cu Popa Calotă. Albianici a oprit dribblingul, a coborât Calotă. Faultat de Mandache. Trebuie să revedem și această fază. Mandache spune că nu l-a atins, a stat cu brațele sus, n-a coborât brațul. Haideți să vedem. Nu, a coborât brațul stâng. Poate dacă ar fi sărit, Mandache reușea un capac. A rămas însă pe picioare și a coborât brațul peste Popa Calotă. A intrat Titus Nicoară la Mediaș.
Albianii se bate la recuperare, scoate la Popovici, 2 puncte pentru Popovici. Popovici. 20 la 11. Mediașul are deja 5 greșeli personale. Se cere pași, însă Giungerski nu cred că a desprins piciorul stâng de parchet. Aruncă Mandache și ratează. Fault la recuperare. Făcut de Titus Nicoară. Cere time-out Marcel Center. Postul conducător de joc al Naționalei României. Timeout-ul celor de la Mediaș, Marcel Center. Introdus pe teren Dumitrescu, Tudor Dumitrescu, numărul 7. Vom începe schema 1 pentru el. Noi revedem acțiunea lui Mladenovic și faza la care Barai s-a dus până în coș, traversând toată zona. Aici recuperarea ofensivă a lui Albianici. Popovici, 2 aruncări libere. A fost împins de Nicoară la recuperare. Mingea nu vrea să intre în coș. Jerski. A intrat și Dani Popescu. Nicoară scoate la Lilo. O nouă aruncare de 3 puncte reușită de Lilo. Cea de-a treia. 9 puncte pentru Ivan Lilo. Popescu pentru Albianici. Albianici pătrunde, aruncă, reușește să marcheze cu panoul, deși avea 2 adversari pe el Albianici. 23 la 14, Giungerski pentru Dumitrescu, reprimește Giungerski. Dumitrescu la Nicoară. Giungerski ia tușa frumos, scapă mingea Mladenovic. Nicoară scoate frumos la Dumitrescu, aruncă Dumitrescu de 3 puncte și marchează. Recunoscut Dumitrescu pentru abilitatea de a marca de la distanță. Pătrunde Popescu și se acordă abatere de pași. N-au fost pași după părerea mea. Adică oricum pe piruetă n-au fost pași în momentul aruncării, dacă a aterizat cu mingea în mână în urma unui contact sau nu, dar pe piruetă nu a făcut pași. Dumitrescu și aruncă un adversar în aer, ratează acum, prinde Popovici. Mă scuzați, Stanko Baraci, și este faultat. A vrut să treacă printre Dumitrescu și Nicoară.
spus Stanko Baraci mai devreme, bineînțeles, este vorba de Pancrație Baraci. Cu Stanko Baraci vă întâlniți în Euroliga de basket. Marchează Baraci. Lilov. Foarte bună pasa lui Nicoară pentru Dzungerski, cel coborât pe centru. Iată ce bine pasează Nicoară. Calot era în spatele lui Dzungerski. La 16, puncte multe marcate de Medieșeni. 9 puncte Lilov, 6 puncte Mladenovic, 5 puncte Ivanovic. Nicoar are deja 3 recuperări. De partea cealaltă, Baraci, cel mai bun marcator pentru Piteșteni cu 6 puncte. Durovina și așteaptă să-i dea mingea lui Shalo pentru sfertul al doilea al partidei dintre Gaz Metan și BCB Pitești. Returul sferturilor de finală din Cupa României. Piteștenii au un avans de 6 puncte după prima manșă. Să vedem ce se va întâmpla în această partidă. Shalo aruncă de 3 puncte și înscrie. 31-16. Diferență de 15 puncte în acest moment pentru Gaz Metan Mediaș. Calotă, Albianici, pleacă Dani Popescu, Baraș pătrunde, întoarce la Popovici, aruncă Popovici de 3 puncte, ratează din nou însă. Cea de-a treia ratare a lui Popovici din afara semicercului. Lilov reușește însă al patrulea coș de 3 puncte. Fault ofensiv al lui Baraci. Popescu, Albianici și Popovici pe bancă. 3 jucători schimbați dintr-un foc de Tudor Costescu. Gini, Jones și Kinloch reintroduși. Ivanovic. Lilov, Dzungerski face fentă. Dzungerski nu aruncă, lasă mingea pentru Ivanovic, care ratează un semicârlic din apropiere. Baraci. Calotă. Încerca pirueta Dzungerski, a întins bine mâna la intercepție. Pătrunde Gini, aruncă pe un picior și înscrie.
Ivanović aproape de o intercepție. Kinloch, Lilov, într-un de Lilov, n-are forță să arunce de acolo. Jones pentru Gini. Să vedem contraatacul Piteștiului. Faultează Giungerski. A aruncat Gini în momentul în care a simțit contactul. Am revăzut această fază și pe primul pas a fost fault, a simțit faultul Gini și a aruncat de 3 puncte. Voi cere părerea unui arbitru avizat. Dar vreau să știu de ce nu se acordă faultul la astfel de faze. Dacă jucătorul simte faultul și aruncă la coș, se consideră acțiune pe coș și ar fi trebuit să fie 3 aruncări libere. Asta poate specula atacantul în momentul în care simte un contact, oriunde ar fi el. Faultează acum Lilov la Baraci. Mediașul a jucat foarte bine acest debut de partidă și au la 3 puncte, 6 încercări din 9 reușite, 66,6%, este un procentaj fantastic pentru aruncările din afara semicercului. De 2 puncte, 6 din 12, 50%, 4 din 5 aruncări libere, 10 recuperări pentru Mediaș. De partea cealaltă, Piteștiul 0 din 4 de 3 puncte, 4 din 7 aruncări libere, 7 din 9 de 2 puncte. Sunt prea puține acțiuni însă de 2 puncte, cu care Buțoaia nu l-a favorizat deloc pe cu echipier. Au ieșit 2 puncte de la Nicoară. Aruncă Guțoaia, ratează, plutește Kinloch și ține mingea în teren pentru Pitește. Popescu. Kinloch îi lasă mingea. Acum urcă Gini. A ajuns târziu Kinloch. Mladenovic faultează. Piteștiul în bonus, două aruncări libere pentru Kinloch, reintră Dumitrescu. Marchează Kinloch, aruncările libere. Nicoară atenționat că va veni mingea. Dumitrescu a fost atent acolo. Dani Popescu, bulgarul Lilov, însă scapă mingea în afara terenului. Împinge mingea Kinloch în coș, o aruncare spectaculoasă a lui Marcel Jones, mingea ieșea însă din coș. Dumitrescu pentru Mladenovic, Mladenovic. Dumitrescu face fentă. Lilov, Shailo, Nicoară, Shailo aruncă de la 8 metri, ratează, prinde Jones. Kinloch cu depășirea inelului ratează însă. Lilov, Nicoară,
Shailo Nicoară aruncă din nou, ratează, recuperează însă mingea. Dumitrescu alunecă Lilov, Popescu lângă el. Se duce până în coș Lilov. S-a uitat doar la coechipier pentru eventuală pasă, iar Kinlo care a rămas pe podea. A fost o fentă în privire. Pătrunde Dani Popescu, se duce până în coș. Zvetan Piteștiul are 12 din 18 la 2 puncte, doar una din 7 la 3 puncte, însă 18 recuperări și o singură pasă decisivă. Atenție! Scorul pe sferturi 28 la 16, prima secvență de 10 minute, sfertul al doilea 19 la 17 pentru Gazmetan, așadar ambele sferturi câștigate de Gazmetan, primul însă la o diferență de 12 puncte. Ambele aruncări libere marcate de Damian Kinlock, pivotul Piteștiului. S-a așezat Piteștiul într-o zonă. Ivanović a încercat o pasă pentru Mladenović pe contraatac. Dani Popescu îl evită frumos pe Mandache și marchează două puncte. Lilov, se retrag piteștenii într-un ușor pressing. Lilov pentru Shailo. Ivanović aruncă Mandache de 3 puncte și marchează. 50 la 37. Iese Jones liber la 3 puncte și marchează și el în replică. 50 la 40. Începe tare acest sfert al treilea. Gini. Ca Jones și-a coborât, Gini se duce până în coș pe un picior, ratează, recuperează ofensiv însă și înscrie cu panoul. Iar revenim mingea din inel în brațe lui Gini, a avut noroc la faza de mai devreme. 50 la 42 și este momentul în care cere timeout Marcel Center. Au intrat poate ușor mai relaxați medieșenii în meci, în această parte a doua a meciului. Lilov, cel mai bun marcator al primei jumătăți, cu 14 puncte pentru Gazmetan Media și lângă el cu 9 puncte Nicoară, câte 6 puncte Mladenović și Mandache. Iată-l pe center cât este de nervos. Trebuie să jucăm apărare. Play defense. Să nu mai poată întoarce mingea de acolo. Hai. Stop. Am revăzut coșul pe contraatac al lui Dani Popescu și reușita lui Mandache din afara semicercului. Kinlock este cel mai bun marcator al Piteștiului, 12 puncte, 10 puncte Marcel Jones. Out în favoarea media și lui Mandache,
Repune la Mladenovic. Foarte atent a fost Gini, care se duce până în coș. Nu mai poate ajunge Lilov. 50-44 în acest moment. Diferența dintre cele două echipe este nulă la general. 74-68 în meciul tur pentru Pitește. La 6 puncte în favoarea Piteștiului s-a încheiat partida tur din sferturile de final ale Cupei României. Dani Popescu ratează. Șalo se oprește și pasează lui Ivanovici, veni să-l ajute. Dă și du-te Ivanovici cu Mladenovici. Faultat Ivanovici. Popescu pentru Jones. A fost teama lui Dani Popescu să paseze atât de lung. Mingea putea fi interceptată. Ar fi trebuit să trimită mingea peste două planuri de apărare. Gini, pătrunde Gini. A vrut să paseze Jones, n-a sesizat acest lucru. Giungerski împinge mingea pe contraatac. Giungerski o lasă la Livlov, care se duce elegant până în coș. Kinloc. Haideți să vedem dacă a fost coș valabil sau nu. Să vedem ce arată arbitrul. Cred că ar fi trebuit să fie fault coș. A fost faultat pe primul pas, după părerea mea. Da, așa este. O aruncare liberă pentru Kinloc, suplimentar. Dani Popescu împinge mingea la Jones în colțul terenului. Jones anunță shirt a Dante Gini. Pasă greșită pentru Kinloc și faultul lui Dani Popescu la Dungerski. Dacă Ivanovic, semicălic de dreapta, s-a dus peste Kinloc. Ar fi putut să arunce din poziția în care s-a aflat. A preferat semicălicul din mișcare. Gini pentru Jones. Jones la Kinloc. Nu se fluieră nimic. Jocul lăsat să continue. Ivanovic, Dani Popescu a venit din spate, a furat mingea. Gini acum în dribbling. A recuperat această minge Dani Popescu grație vitezei sale. Kinloc aruncă peste Ivanovic și ratează. Giungerski pasă cu pământul, capaca lui Kinloc și mingea a fost împinsă în afara terenului de Ivanovic. Iată Fenta, sare Jones. Iar din plan secund vine Damien Kinloc și reușește un capac spectaculos. Baraci. Nu se schimbă. Lucrează Jones, Baraci se oprește. Dublat acolo Baraci. Scoate la Albianici.
Se fluieră pași. Nu, decizia lui Doru Vina și... Mi se pare oportună, ca să spun așa. A fost o capcană. Iată. Este tras de braț în prima fază Baraj, după care se fluieră pași. Nu, a greșit Doru Vinaș. Lilov face fault ofensiv acum. S-a sprijinit în adversar. Aproape să scape mingea în terenul defensiv. Dani Popescu, ar fi fost abatere de teren. Pasă cu pământul pentru Albianici. Albianici cade acolo, nicoară. Albianici sub panou, se întoarce și marchează un semicârlic de dreapta dintr-o poziție grea. 57-50. Nu, la 49, mă scuzați. Coșul a fost de două puncte, bineînțeles. Nicoară faultat sub panou. Foarte bună fenta lui Nicoară. Prima aruncare liberă, ratată de Nicoară. Nici a doua nu reușește. Recuperează până la urmă piteștenii. Dani Popescu accelerează. Lasă la Baraj. Baraj, aruncare de 3 puncte ratată. John sare la recuperare. Excelent. Scoate acea minge. Se luptă în continuare din capul lui Ivanovici. Minge ajunge la Mandache. Mandache cu pământul pentru Jungerski. Vine Ivanovici. Faultat de Popovici. Două aruncări libere pentru Ivanovici. Ratează a doua aruncare liberă Ivanovici. 58-49. Blochează Jones pentru Dani Popescu. Reprimește Jones. Aruncă din afara semicercului și înscrie Jones. 58-52. Ivanovici face fentă și scoate frumos la Lilov. Lilov până în coș. Excelent, l-a evitat pe Albianici. Frumos crossover-ul lui Baraj. Aruncă însă, nu găsește panoul probabil unde și-ar fi dorit. Cred că a vrut să arunce la panou, nu-mi dau seama. A aruncat... Nici nu a atins inelul, după cum vedeți. După care a făcut fault. Un deget luxat la mâna stângă. Ivanovici, am văzut că a cerut acea fâșie subțire de burete pentru un taping, cred. Marchează Nicoară, 62-52. 3 minute rămase din sfertul al treilea.
Viteștiul are altă atitudine în această a doua parte a meciului. Popovici se bate Nicoară bine cu Albia. Nici Popovici pierde mingea în fața lui Lilov. Lilov împinge mingea pe contraatac. Giungerski. Mingea intră în coș. Timeout. Timeout cerut de Tudor Costescu. Iată contraatacul. Giungerski. Am văzut cine era acolo sub panou. Cred că a coborât brațul de Giungerski. Se putea acorda și fault. Baraci, Popovici acum. Schema a fost făcută pentru Marcel Jones. Pornim cu schema 1-0 pe partea lui Jones. Slam dunk al lui Jones acum. Câtă ușurință are Jones. Un atlet desăvârșit. Igor Costescu spunea însă că are dificultăți în apărare, Marcel Jones, în plan tactic mai ales. Ivanovici, Giungerski, reprimește Ivanovici și aruncă de 3 puncte. Ratează, prinde Nicoară, peste Jones. Lilov, Mandache, face fentă, reprimește și este căpăcit Ivanovici. Abatere de pași, Albianici. L-a făcut să aterizeze cu mingea în mână pe Ivanovici. Iată ce bine a ținut Albianici mâna pe minge, perfect. ...64-54. Cade cu mingea în afara terenului Baraci. Haideți să revedem faza din unghi opus cu camera de sub panou. Între doi jucători, probabil că spune că a fost faultat Baraci. O fază destul de confuză. Tudor Costescu cere socoteală unuia dintre arbitrii. Acordat greșeală tehnică, cred că lui Baraci. Sau băncii piteștene. Vor fi doar rucări libere pentru Ivanovici și posesie de la centrul terenului. Fostul antrenor al Piteștiului, cel care a antrenat echipa piteșteană când aceasta a fost campioana a României. O singură dată Piteștiul a câștigat campionatul cu Ziguli antrenor. Acum în staful Piteștiului și Coleric, ca întotdeauna.
de multe ori este trimis afară din sală și Piteștiul trebuie să plătească amenzi pentru ieșirile nervoase lui George Ziguri. Giungerski. Giungerski, lângă el Dani Popescu, foarte activ în defensivă, sus. Giungerski în colțul terenului pentru Mandache. Mingea ajunge la Ivanovici. Din nou Albianici, cred că i-a atins mingea. Iar acum Ivanovici este cu călcâiul pe tușa laterală, out în favoarea Piteștiului. Revine Mladenovici pe teren, iese Ivanovici. 66 la 54, 12 puncte în favoarea mediașului. 6 la general, intercepție, Giungerski. Reprimește Giungerski, liber la 3 puncte, aruncă scurt, însă mingea îi revine. Popescu era departe de el. Lochează Nicoară și coboară acum în centrul zonei. Lilov. Nicoară pătrunde pe tușă, scoate la Giungerski, o nouă aruncare de 3 puncte și aceasta ratată. Prinde însă ofensiv Nicoară, mingea ajunge la Mandache. Încă un atac pentru Mediaș. 40 de secunde din sfertul al treilea. Mandache scoate mingea la Lilov. Minge ciupită pe la spate de Dani Popescu. 5 secunde din atacul Mediașului. Aruncă Mandache, ratează, prinde Albianici. Iată. Au avut 3 șanse să marcheze medieșenii, faultează Nicoară la Albianici. Popescu l-așteaptă pe Baraci să iasă la minge. Baraci. Faultul lui Nicoară, spune Doru Vinașii. La Nicoară am văzut că a arătat Doru Vinașii. Nu, Giungerski. Nicoară era departe. Mladenovic s-a întors arătând că a fost fault ofensiv. Doar un căr libere pentru Baraci. Prima reușit. Foarte aproape să marcheze. Ultimele 10 minute ale meciului. Lilov aduce mingea pentru Gaz Metan. Giungerski, Mladenovic, Nicoară și Shailo lângă Lilov pe teren pentru Mediaș. Gini, Kinloc, Popovic, Jones și Popa Calotă pentru Pitești. Cei 5 jucători ai Piteștiului care sunt acum pe parchet. Recuperează Jones, Gini. Popovic. Lilov lângă el, Popovici pentru Calotă. Traversează Gini și iese acum la minge. Pleacă pe tușă Gini. Se blochează acolo și pasează greșit. Giungerski se oprește în tranziție ofensivă. Lasă la Shailo. Shailo aruncă de 3 puncte. Scurtă aruncarea, prinde Gini. Popa Calotă se duce până pe coș. Ratează și a fost un contact acolo între Popa Calotă și Giungerski. Giungerski se resimte. Nu dau seama dacă a primit un genunchi în mușchi sau în altă parte mai sensibilă. Thank you.
Da. În zona inghinală a venit genunchiul. Shallow. El Brechiavăr se apără la acel pick and roll piteștenii. Stângerschi scoate la Lilov. Lilov continuă pentru Mladenovic, aproape de intercepție Piteștul. Shiloh pătrunde. Un fade away de lângă Kinloch. Jones recuperează. Calută. Calută, lasă frumos la Kinloch. Kinloch ratează. Incredibil, mingea ajunge însă la Popovici. Popovici întoarce la Jones, care face pași. Acolo capcana și pasează din nou greșit. Încă o minge câștigată de Medieșeni, 68-56. Intră Dani Popescu. Gini scos de pe teren. Dungerski scoate la Shiloh. Mladenovic angajat. Mladenovic se întoarce. Dungerski face fentă. Stop shoot de două puncte a lui Dungerski. Ratat. Calută la recuperare. Shiloh prinde din fața lui. Popovici pentru Calută, care anunță Horns. Va urca și Jones la blocaj. Alege partea lui Kinloch. Calută. Popovici îl angajează pe Kinloch. Kinloch pasează greșit. N-a făcut o partidă foarte bună Kinloch. Are 15 puncte și 8 recuperări, dar a irosit multe ocazii. A greșit de multe ori în relație 1-1. Cinci mingi pierdute de Damien Kinloch. La 56. Se duc la 15 puncte Medieșenii. La această diferență, Mediașul este calificată în Final Four-ul Cupei României. Faultul lui Nicoară la Popovici. Aplaudat Mladenovic, care a venit pe un picior și l-a căpăcit pe Jones. A sărutat apoi mingea. Aruncă de 3 puncte Calută de lângă Shiloh și înscrie. Shiloh
Și aia o face Fenton, Mladenovic, întoarce la Dungerski. Apare Lilov, aruncă Lilov din afara semicercului. Ratează și recuperează Jones. Kinlock lasă la Calotă. Calotă ia tușa. Se oprește Calotă. Și pasează la intercepție. Pe contraatac revine Popovici în apărare. Culege mingea lui Adenovici însă și înscrie. 73-58, coșul lui Calotă a fost de 2 puncte și nu de 3, cum am spus mai devreme. Iată intercepția lui Popovici, care a lăsat mingea cu pământul în spațiu de 3 secunde. Mladenovic în viteză ia acea minge și marchează un coș ușor pentru Mediaș. Nu mai avem timp să facem scheme, singurul lucru este să împingem mingea repede pe contraatac și să încercăm să acționăm după prima schimbare de om la pick and roll. Schimbăm la fiecare blocaj și noi și suntem agresivi de fiecare dată. Punem presiune pe minge. Coșul pe un picior frumos al lui Titus Nicoară. Kinlock ratează semicurigul de dreapta de lângă Mladenovic. Ivanovic, Jones lângă el. Shiloh, pătrunde Shiloh, aruncă, rămas singur cu inelul, a plecat de lângă el adversarul. Scapă mingea la afara terenului Dungerski. Da, decizie corectă arbitrul. Baraci. Face fentă Baraci, Albianici, pătrunde pe tușă, faultul lui Mladenovic. Aruncă Jones de 3 puncte. Ratează și Jones. Marcel Jones, 15 puncte, 9 recuperări în această partidă. Lilov pentru Shiloh. Shiloh, Mladenovic, Dungerski. Din săritură, pasează greșit Jones. Faultat. Aruncare liberă și posesie pentru Piteșteri. Bineînțeles că nu este Dani Popescu cel din imagine, ci Marcel Jones. Ambele libere ratate de Marcel Jones. Baraci.
Faultul lui Shiloh. Pătrunde Jones și marchează pe tușă. ...75-60. 15 puncte în favoarea mediașului, adică 9 la general. La 4 scorul acestui sfert în favoarea mediașului. Piteștiul a câștigat sfertul al treilea cu 23-19. În rest, celelalte două sferturi câștigate de mediaș, 28-16 primul și 19-17 al doilea. Piteștul se apără agresiv. Mandache la repunere. Shailo rămâne lângă el. Dani Popescu alunecă. Dani Popescu. Shailo nu s-a grăbit, însă timpul trece, bineînțeles, în favoarea mediașului în aceste momente. Shailo pătrunde. Sare Marcel Jones la capac, recuperează Ivanovici. Încă un atac pentru medieșeni. Nu s-a restartat timerul, un capac acum administrat de Jones lui Shiloh. N-au atins inelul cu acea aruncare și mai erau doar 4 secunde din ofensiva mediașului. Fault în atac acum al lui Popovici sau Albia, nici nu am văzut exact. Popovici și-a căzut cu piciorul sub el destul de urât Lilov. Se putea accidenta urât, a căzut cu piciorul stâng sub el. Șchiopătează Lilov ușor în alergare, însă nu s-a întâmplat nimic. Shiloh aruncă târziu, însă o nouă intercepție a mediașului. Se duce Mandache până în coș. Faul, coș, Andrei Mandache. Dani Popescu sancționat de Tudor Costescu. De ce dai pasul jos în loc să joci ce am discutat? Vom face capcană. Încercăm să câștigăm mingea și facem chiar și fault, a spus Tudor Costescu în aceste ultime minute ale partidei dintre Media și BCM Pitești. Din acest moment Mediașul
calificată în Final Four-ul Cupei României, 77-60. 6 puncte avantaj în tur pentru Piteșteni, insuficiente însă pentru Capiteștiul să meargă mai departe. Vă reamintesc că echipa Piteștiului a câștigat anul trecut Cupa României în Final Four-ul organizat la Arena de Basket din București de CSM. Mandache, aruncare suplimentar. Înscrie. Dani Popescu se duce până în coș, ratează, recuperează cu noroc din fața lui Shailu. Baraci pătrunde, faultat. Iată ce încearcă să facă Piteștiul. Lilov a vrut să se ducă până în coș. Faultul lui Gini. John sărise bine la capac. Nu, cred că Albia nici cel care a faultat. Nu Gini, Gini a ajuns târziu după omul său. Este Shailo. Lilov marchează, prima aruncare liberă. O reușește și pe cea de-a doua. ...80-62. Foarte bine a ieșit la help Mladenovic. Cu brațele sus, cu picioarele larg de săcute pentru a-l bloca pe Gini și din spate Lilov la intercepție a ciupit mingea. A ieșit însă în afara terenului. O fază frumoasă de apărare făcută de Medieșeni. Popa Calotă. Stop shoot-ul lui Calotă. Marcat. Dungerski la linia de aruncări libere. Nu are o mână nemaipomenită Dungerski. Probabil că de asta a și fost faultat. În speranța că va rata, marchează însă prima aruncare. Lilov faultează. Vă reamintesc de la ora 20 pe Digi Sport 1. Ultimul sfert de finală al Cupei României. Ultimul sfert de finală între UMO Vitelco Cluj, Napoca și CSM Oradea. Va fi un meci foarte tare cu siguranță. Și acesta. Trece centrul terenului Ivanovici. Mandache. Popa Calotă nu faultează. Acum cade aproape de intercepție Piteștiul. Mladenovici scoate la Mandache. Aruncare de 3 puncte a lui Andrei Mandache. Și totul cred că este terminat pentru Pitești. Imposibil să mai... să mai recupereze Piteștenii.
Acum recuperează Ivanovici, însă Tungerski se oprește. Am intrat în ultimul minut al meciului. Spuneam că vom avea meciul dintre Cluj și Oradea la ora 20 în direct pe Digi Sport 1. În partida tur, Oradea s-a impus cu 76-70. Așadar, din nou o partidă incitantă pentru dumneavoastră, cei care iubiți basketul. Recuperează Jones, lasă la Gini. Pătrunde Gini, scoate la Albianici, aruncare de 3 puncte a lui Albianici. Airball, Jones aproape să-i fure mingea, Albianici faultează. De puncte Lilov, 16 puncte Nicoară, 13 puncte Ivanovici, 12 puncte Mandache. Mladenovici, 8 puncte, 4 recuperări, o pasă decisivă. 17 puncte Jones, 15 puncte Kinlo Barac, 12 puncte Kinlo. Marcel Jones este în double-double cu 17 puncte și